În județul nostru sunt autorizate să funcționeze doar două bazine de înot. Reprezentanții Direcției de Sănătate spun că piscinele sunt monitorizate lunar, prin recoltarea de probe de apă pentru determinarea calității. Dacă avem amoniacul, să vedeți virajul. Iar colega mea o să vă facă determinarea de nitrit din aceleași probe de apă. La nivelul municipiului nu avem autorizat niciun ștrand în momentul de față. Din punctul nostru de vedere, sunt autorizate să funcționeze două bazine de înot, respectiv piscine. Înainte de a da fuga la vreun ștrand, trebuie să vă informați dacă bazinul are autorizație de funcționare. Altfel, riscați să vă contaminați cu o boală infecțioasă. Bazinul are un sistem de recirculare și de filtrare a apei. Se mai pun și substanțe, sulfat de cupru, sulfat de aluminiu, clor. În fiecare săptămână Sanepidul ia probe pentru testarea apei. Noi în fiecare dimineață avem un tabel unde este trecut pH-ul și clorul care îl conține apa din piscină. Scăldatul la ștrand prezintă riscuri pentru sănătatea omului. Apa din bazinele neautorizate să funcționeze poate crea probleme prin înghițirea ei sau în contactul cu pielea, urechile sau ochii.